Salut, berbeci! Voi face citirea pentru luna nouă. Luna nouă din Gemeni, în data de 18, la ora 7:35, în 26 de grade și 43 de minute, gemeni. Pentru voi, berbeci, reprezintă comunicarea. Deci, să întrebăm tarotul ermetic ce va fi bine pentru voi sau ce se va întâmpla, ce puteți să începeți în această comunicare, fiindcă este un început. Luna nouă ne dă șansa unor începuturi. Să vedem care este pentru voi acest început în comunicare. Vorbim de Venus, de mica benefică, unde putem să ne gândim la dorințele voastre, fiindcă întotdeauna Venus spune că ne îndeplinește dorințe. Deci, de abundență, de iubire, de fertilitate, tot ce v-ați dori voi, dar întotdeauna doriți-vă ce este posibil, fiindcă este ca și îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, s-ar putea să vă puneți la dispoziția oamenilor. Și vom începe în primul rând cu diavolul. Sacrificatul. Trei arcane majore. Pentru voi acest început este foarte important. Uitați, aveți diavolul care îmi putea spune despre vicii. Ne-am putea gândi la vicii, dar ne putem gândi și la o persoană care încearcă să pună stăpânire pe voi, folosindu-se de acțiunile voastre, dar și de blocaje pe care el poate să, de frâne pe care poate să vi le creeze, astfel încât să vă aducă în puterea lui. Și, bineînțeles, sacrificatul. Nu e bineînțeles, dar asta este, asta reprezintă sacrificatul, Neptun. Iluzii, amăgiri. Și, în primul rând, nevoia de a vă schimba concepțiile pentru a ieși din această stagnare, fiindcă atât diavolul cât și sacrificatul vă îndreaptă spre o stagnare. Și aici vine marele preot, care și el vă cere, aspectul este pe taur, sunt semnele taurului, dar în primul rând vă cere să vă folosiți conștiința voastră, astfel încât să nu încercați să etichetați pe altcineva, să judecați pe cineva, fără să vă folosiți conștiința, fără să treceți totul prin conștiința voastră. Deci, acesta ar fi principal aspectul pentru voi, mare atenție la vicii, fiindcă aceste vicii s-ar părea că va aduce și stagnarea care este mai mult impusă de ceilalți. Să vedem ce spun runele. Comunicarea voastră cu apropiații. Și avem una deja care nu e prea benefică. Să oprim numai ce poate fi citit, adică ce a căzut clar într-o poziție de citire. Și uitați-vă că nici runele nu arată prea bine, așa cum am atenționat clar că în această comunicare sunt anumite probleme. Și iată, ciocanul lui Tor, care nu este deloc benefic, ca să vedeți cât de ușor se îndreaptă. Așa. Deci, ciocanul lui Tor.
Ciocanul lui Thor, în poziția aceasta, ne arată că voi ați avut anumite informații, dar totuși ați decis voi ce să faceți și ați luat voi o alegere, dar s-ar părea că nu a fost o alegere prea bună pentru voi. V-a adus, s-ar putea, într-o situație din care nu puteți să ieșiți foarte ușor. Adică ați făcut o alegere, dar ați intrat într-un fel de blocaje după blocaj. Și totul v-a adus probabil din cauza unei trădări. Vorbim aici de o energie masculină, un bărbat care v-a trădat, un bărbat care v-a mințit. Poate să fie un bărbat care chiar este foarte departe de voi, nu vă mai influențează cu nimic. Dar voi sunteți în această situație de comunicare și nu puteți face nimic. Aveți aici o rună a răbdării în care trebuie să aveți răbdare, fiindcă totul este blocat într-adevăr și voi nu puteți debloca această situație, orice ați încerca să faceți. Singura soluție ar fi să vă păstrați răbdarea și să înțelegeți că după o perioadă de stagnare poate să urmeze și o perioadă benefică pentru voi și iată această lună care este arborele de Tisa, dar este într-o poziție bună, adică dreaptă, cum ar trebui să fie. Așa și este, căzută, și este o rună care vă spune că vă ajută parcă să vă împliniți o dorință. Deci este ceva care vine spre voi. Puteți să vă fixați un scop, fiindcă aveți acea putere să vă atingeți acest scop. Să rezolvați această situație, care am spus că nu este deloc benefică pentru voi, este un moment de stagnare. Dar voi, folosind, vă puteți fixa un scop și să vă mobilizați astfel încât să vă atingeți acest scop și să vă păstrați răbdare. Dacă ne uităm și la cărți, vedem că într-adevăr aveți aici diavolul, deci clar un viciu de-al vostru ceva v-a adus să faceți o alegere greșită, dar și sacrificatul care v-a scos, sacrificat această relație, această energie negativă, care dă un aspect de cădere, de pierdere, de cădere. Și am zice marele preot care vă susține să vă folosiți totuși conștiința voastră pentru a depăși această situație. Deci, prin folosirea conștiinței voastre veți reuși să ieșiți din acest blocaj și să vă concentrați pe acest scop, fiindcă voi vă puteți atinge acest scop pe care îl fixați. Aceasta este citirea pentru luna nouă din Gemeni, luna nouă care ne influențează câteva zile, în care noi putem să începem un proiect ceva. Și eu vă doresc numai bine. Dacă vă ajută această citire, puteți să vă abonați, puteți să dați un like pentru a dezvolta acest canal și pentru a-l susține. Eu vă mulțumesc!